Salut, sunt Franz de la Training Days, mă aflu la iFit Studio, locul unde personalizăm programe de nutriție și antrenamente, iar astăzi vom vorbi despre un subiect ușor controversat, dezbătut de ani, în care viteza și distanța joacă un rol important. Nu vă mai țin în suspans, deși suspansul adesea creează emoții cu vibrație înaltă, azi vom vorbi despre mecanica fazei de reazem din alergare. Adică mecanica acelei faze în care ne sprijinim pe un punct fix în jurul căruia forța și rezistența tind să ajungă în echilibru. Reazem pe toată talpa. Adică o călcătură simultană atât pe zona plantară anterioară, cât și pe călcâi, laba piciorului aterisând paralel cu solul, iar greutatea la impact fiind suportată de bolt. B. Reazem pe călcâi, adică o aterizare mai întâi pe partea exterioară a călcâiului și apoi trece la faza de impuls în care împingem în partea exterioară a labei piciorului. Adesea e considerată o mișcare de frânare. Coborâți de pe un deal în alergare și o să înțelegeți imediat de ce. C. Reazem pe talpa anterioară, văzut mai ales la alergătorii de viteză pe distanțe scurte. Aterizez pe marginea exterioară, adică partea din față, atingând ușor solul cu călcâiul. Laba piciorului se rotește ușor spre interior, preia sarcina și apoi urmează impulsul. Forța de impact poate genera o tensiune suplimentară asupra gambei și a gleznei. În încheiere, vă invit să-mi lăsați un comentariu cu felul în care obișnuiți să călcați la alergare. Sper că informațiile prezentate au fost de folos. Nu uitați, like, share, subscribe și să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu ceea ce facem. A fost Franz de la Training Days. Stați flexați!